n-au habar, alții nu vor să-și amintească. Au fost atunci 3 zile de istorie românească. Dacă nu-ți aduci aminte, măcar ai putea să încerci. 13, 14, 15 iunie 90. Unii n-au habar, alții nu vor să-și amintească. Că au fost atunci 3 zile de istorie românească. Dacă nu-ți aduci aminte, măcar ai putea să încerci. 13, 14, 15 iunie 90. Minerii s-au deplasat către piața Universității pentru a descongestiona ceea ce era acolo, ceea ce practic le ceruse președintele țării. Mă adresez dumneavoastră de această dată, mulțumindu-vă pentru răspunsul de solidaritate muncitorească pe care și de această dată l-ați dat la chemarea noastră. Delegația de mineri, în frunte cu domnul Cosma, se va deplasa spre piața Universității, pe care vrem să o reocupați dumneavoastră. Această dată avem de-a face cu elemente de-a dreptul fasciste, grupuri organizate de elemente incitate, multe din ele drogate. Mișcarea mine. Să instaurăm o democrație veritabilă, responsabilă în fața poporului. Tocmai acum aceste elemente au căutat să submineze viața noastră democratică. Armata trebuie să fie element de stabilitate și de apărare a cucerilor poporului. Nu să stea indiferentă. Când vandalii se dau la asemenea acte barbare împotriva poporului. Penețeu, droguri, armament, muniție, mașină de scris automată, tipărit bani la PNL-ul, este în ziarul adevărul. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile, că sunteți o forță puternică, cu o înaltă disciplină civică, muncitorească, oameni de nădejde și la bine, dar mai ales la greu. Acești sunt reprezentanții Guvernului, ai Ministerului Transporturilor, în mod organizat, eșalonat, să asigurăm această deplasare ordonată a tuturor spre locurile dumneavoastră. Vă rog să transmiteți salutările noastre călduroase colegilor dumneavoastră de muncă, pentru că știu că toți au fost cu inima alături de noi. Să vă urez dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, multă sănătate. Să ne vedem cu bine! Nu este niciun mort provocat de mine. Sigur că minerii, la rândul lor, au făcut și lucruri bune. I-au ajutat ca să fie curățată piața Universității de urmele vandalismelor din ajun și reluarea traficului. I-au pus mâna pe sapă și au refăcut tot spațiul verde din fața Teatrului Național. E greu titlul de rău, căci frați noi suntem. Aș vrea să-mi dați un nume nou, Dolan post-mortem. Greu titlul de rog, căci frați noi suntem. Aș vrea să-mi dați un nume rog, Dolan post-mortem. La nuit de Bucarest fait entendre le son des mitrailleuses, mais qui a tiré? Il y a eu des morts, 7, et des blessés, 160 ou 277 selon les sources, mais comment vérifier? Celui qui a mis le feu aux poudres semble être Ion Iliescu. Aceste acte sunt de o gravitate deosebită și demonstrează tendința unor forțe obscure care ignoră opțiunea exprimată de poporul nostru și vor prin forță să instaureze un regim de tip fascist.
Maladresse dans les mots et surtout dans les faits. Le futur président roumain a fait appel aux mineurs pour assurer l'ordre. À voir ces scènes de tabassage qui se sont répétées depuis l'aube, on a l'impression de revoir la Securitate sous les traits des gueules noires. Bien payés, ils sont reconnaissants et soumis au nouveau pouvoir. Regardez, ce sont eux dans les voitures de police qui font la loi. L'armée, bien qu'omniprésente, semble laisser faire. Les mineurs, arrivés par milliers ce matin à l'appel du Front de Salut National, ont semé la terreur. Ils ont dévasté les locaux des partis d'opposition et maintenant, ils exigent l'interdiction du principal journal indépendant. Ion Iliescu les a remerciés. Aujourd'hui, il s'est discrédité aux yeux des démocrates soucieux de l'avenir de... Unii n-au habar, alții nu vor să-și amintească. Au fost atunci 3 zile de istorie românească. Dacă nu ți-aduci aminte, măcar ai putea să încerci. 13, 14, 15 iunie 90. Unii n-au habar, alții nu vor să-și amintească. Că au fost atunci 3 zile de istorie românească. Dacă nu ți-aduci aminte, măcar ai putea să încerci. 13, 14, 15 iunie 90.